mai puțin de jumătate de an de la începerea mandatului de manager al Teatrului Municipal Bacovia din Bacău, anunțați un proiect inedit și de amploare, festivalul Theaterstock. Cum s-a născut el și ce vă propuneți? Sunt de 2 luni director al acestui teatru și știu că nu am timp. Vreau să fac lucrurile să se miște. Dat fiindcă aveam o perioadă de concediu acum, am spus că oamenii ar trebui să vină spre teatru, spre artele spectacolului și acest festival pe care l-am gândit încă din 2007, îl imaginam și îl visam, mă gândeam la un Woodstock teatral, iată că își va deschide porțile, cum spunem, pe 1 august anul acesta. Este un tur de forță. De ce Theaterstock? Pentru că Woodstock-ul a fost mai mult decât un festival, a fost o mișcare până la urmă în muzică. Așa ne-am dorit și noi să fie acest Theaterstock, o mișcare pentru artele spectacolului, mai ales pentru zona de independent din România. De ce ați ales acest titlu? E... Theaterstock, Woodstock. Woodstock-ul teatral are un spirit din acesta rebel, liber, de amploare, un spirit care a adus împreună foarte mulți oameni și așa ne dorim și noi, să avem foarte mulți oameni, o comunitate. Până la urmă este al 2-lea festival de artele spectacolului din România, ca mărime, ca amploare. Și ne dorim să vină cât mai mulți oameni din toată țara la acest spectacol, la acest festival. Ce va conține festivalul? În primul rând, 1 august, 16 august, sunt 16 zile de festival. Sunt 16 zile în care oferta culturală, nu numai în România, și în Europa, nu are nimic, nu prezintă nimic în... Și atunci noi oferim 138 de spectacole în 16 zile de festival, spectacole ale teatrelor naționale din toată țara, Teatrul Național din București vine cu Furtuna, Teatrul Național din Craiova, o Furtună, a lui Purcărete, Teatrul Național din Cluj, Mein Kampf, lui Alexandru Abija, spectacol premiat, avem Electra, Maria de Buenos Aires de la Timișoara și Teatrul Național din Iași vine cu Proștii sub clar de lună, de la un spectacol foarte frumos. Și aceasta este doar o secțiune. Mai avem o secțiune Focus, care pune accentul pe două teatre anul acesta. Teatrul Bulandra, care va veni tot așa cu 5 spectacole, artă, conversații după mormântare. Mai avem Teatrul Metropolis, un teatru de proiect, care vine cu 2 spectacole mari, Țarul Ivan își schimbă meseria și Tarelkin. Apoi vreo 57 de spectacole din teatrul independent, spectacole foarte bune. Teatru Godot, Teatru Roșu, un teatru, sunt companii independente care vor fi prezente în festival. Participarea companiilor de teatru din străinătate este foarte importantă, pentru că sunt companii de top la ora aceasta din Europa, Teatertol, cu Inima Îngerilor, un spectacol impresionant, Pedal înspre cer, și avem concerte în aer liber, două concerte de fado, un concert al Filarmonicii din Bacău, apoi conferințe, evenimente, serii nocturne, povești. De ce ați ales luna august pentru a lansa acest festival? Totuși e o lună nu prea, cu foarte multe... Este foarte bună luna. În primul rând v-am spus că nu avem concurență pe această lună. În al doilea rând, există un studiu care s-a făcut acum
3 ani, 2012, conform recensământului din 2012, Bacău are cea mai mare comunitate de români plecate la muncă în străinătate. Sunt aproximativ vreo 57.000 de români plecați la muncă în străinătate. Și această comunitate are perioadă recurentă, se întoarce acasă în fiecare an, în luna august. Bacău este un oraș aglomerat în această lună. Și de ce să nu ținem cont de oferta de concediu? Oamenii merg în general spre mănăstirile din Moldova și iată, de data asta, anul acesta, au posibilitatea ca după ora 5 până târziu în noapte să vină să vadă spectacole la un preț extrem de mic sau spectacolele în aer liber sau concertele și să se bucure. Ați lansat pe rețeaua de socializare o provocare pentru cei care vor să promoveze festivalul. În ce constă această provocare și... Da, deja ne-am gândit, acest festival se bazează foarte mult și pe mișcarea de voluntari. Este normal. Avem câteva sute de voluntari și, sigur, avem și mijloacele neconvenționale de promovare, de marketizare a produsului nostru. Suntem un festival mai aparte. În primul rând că este prima ediție, în al doilea rând că are această branduire Happy Hippie Festival. Este un festival care va aduce foarte multă bucurie. Și atunci ne-am gândit inclusiv această formă de promovare a evenimentului să se realizeze în mai multe feluri, mai multe mijloace. Și uite că am lansat tot felul de concursuri, de tu dacă ai fi directorul unei agenții de publicitate, cum ți-ai promova acest eveniment? Am înțeles că vor exista și niște premii pentru... Întotdeauna, orice concurs are și premii. Bun. Cum v-ați gândit să-i atrageți pe cei care nu locuiesc în Bacău, în localitate, să vină la festival? În primul rând, prin oferta pe care noi o avem. Este o șansă la ora aceasta. Este, de ce să nu recunoaștem, cel mai mare festival și cel mai mare eveniment din toată Moldova. Apoi, să nu uităm că Bacău este un nod. Dacă vrei să mergi spre Iași, treci prin Bacău. Dacă vrei de Iași să te duci spre munte, tot prin Bacău treci. O, pe oriunde ai vrea să te duci, treci prin Bacău. Asta e un lucru important de știut. Plus că sunt foarte mulți oameni care merg spre mănăstiri în perioada de concediu. Și... de ce nu? Vreau să vă spun că au existat zilele orașului, de exemplu. Întotdeauna la aceste zile ale orașului vin toate comunitățile și toate orașele din jurul Bacău. Așa că Bacău este plin oricum în perioada aceea. Era. Festivalul va începe după ziua noastră, noastră, după aniversarea noastră. Credeți că veți avea timp să vă și sărbătoriți? Pentru mine, ăsta este cel mai frumos cadou pe care îl am. Faptul că se întâmplă acest festival. Repet, un festival de asemenea învergură, de obicei, se pregătește cu luni și luni de zile înainte. Noi, și ați observat că vorbesc întotdeauna la persoana întâia plural, pentru că am o echipă foarte bună de oameni care se ocupă. Îi numărăm pe degete, dar sunt foarte buni profesioniști. Și o să vă sărbătorească începând festivalul în forță. Da. Bun. Ați vrea să conduceți... Iar cadoul cel mai frumos este prima premieră pe care noi o dăm, Îmblânzirea Scorpiei de Shakespeare. Este prima premieră de când sunt eu director al teatrului. Câte teatre din străinătate vor fi prezente la... 12 companii de teatru din străinătate. O companie extrem de importantă și interesantă în zona de independent este Teatr Doc din Moscova. Un nume important al teatrului independent din Rusia. Mai avem un spectacol, o coproducție Ungaria, Serbia, România.
13 se numește. Și avem din Franța, din Belgia, avem, v-am spus, spectacolele de fado, concertele de fado din Portugalia, din Spania, Germania, Albania, deci participare din Albania, da. Acum este o perioadă de concedii, inclusiv pentru actori. Da. Cât a fost de greu să-i aduce, să-i scoateți din concediu să vină să participe? A fost destul de greu. A fost destul de greu, dar m-am bucurat că în asemenea condiții observ solidaritatea oamenilor, până la urmă a artiștilor. Și au înțeles că este un eveniment important. Este important să punem în balanță și să punem alături cele două forme de organizare teatrală, cea de independent și cea de stat, pentru că asta este una dintre temele conferințelor. Da. Conferința despre această îmbinare a organizării. Cât anume se implică independent în organizarea de stat și invers. Sunteți actriță de succes, mamă a trei copii împliniți și acum directoare de teatru. Care este următorul pas pe care îl propuneți? Sunt atât de... Pentru mine ziua de astăzi și acum ce se întâmplă, sunt lucruri foarte importante. Deci, sigur că la ora aceasta sunt la început de drum și mă gândesc să dezvolt, deci să existe acest proiect pe termen mediu și lung. Nu mă gândesc la acest proiect, hai, facem Theaterstock ediția 1, poate și ediția 2 și ne oprim. Nu. Am început un lucru, ăsta este lucrul la care mă gândesc. La ora asta. Nu știu ce voi face după această etapă. Sigur că este o etapă. Nu știu. Iau în calcul de multe ori și pedagogia. E un lucru care mă pasionează. Dar când pornești un asemenea proiect, deja îți dorești să ai să mai fi în viață, să poți să-l văd așa cum trebuie. A trebuit să conduceți un teatru din afara Bucureștiului, vreo 300 de kilometri până la Bacău. Dar în continuare jucați și în capitală. Da. Cum vă împărțiți între aceste două orașe? Printr-o foarte bună organizare. Prin oameni pe care i-am în jurul meu, printr-o echipă foarte bună. Cine crede că un manageriat la ora asta se mai poate realiza de un singur om, se înșeală. Manageriatul bun implică o echipă foarte bună. Indiferent că o recunoști sau nu o recunoști. Asta este cheia. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes și abia aștept să vedem spectacolele. Deci vă așteptăm. 1-16 august la Bacău, prima ediție de Theaterstock.